montez pentru videoclipul lui Gavrilut ăsta, sau cum îl cheamă. Este un program de montaj pe care l-am scris, eu le-am făcut și eu le voi lucra în continuare. Am zis că un editor care nu e producător, nu e ca un, e ca un producător care nu, lasă-mă să mai montez ceva material. Dragoș! Dragoș, unde este? Că sunt cu materialele astea importante aici. Ce faci, măi, Nicu, mă? Deschide zi, poți să intru. Hai. Hai încoace, hai sus. Dragoș, unde e? Dragoș! Am capăt! Da, 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 da! Oh, materialele, de unde, Dragoș, unde? Aici! Editează-le! Vreau să fac un documentar cu toate materialele astea de arhivă pe care le avem. E foarte important ca lumea să știe adevărul. Ce faci acolo, dezbrăcată? Dar ce este aici? Asta e Firimiță Popescu, e primul artist de la studiourile. Dar tu caută mai departe și celelalte materiale, hai să montăm. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. La cerpilor, licenii, rochelor. Oh, dragă. Magia cauciucurilor. And keep it. Pădure spânzul. N-aveți ureche muzicală. Nu-i bine, domnule, nu înțelegi, nu fa așa, că greșești. Deci mai întâi pui ăla din Dacia Antică. Îl pui pe primul, în Dacia Antică primul să fie. Pe urmă vin prezent, înțelegi ce gândești. Studiourile se află pe pământ binecuvântat. Acum 2046 de ani, aici se afla înfloritoarea civilizație dacă de la Hăhăieni. Hăhăieni e satul unde s-au găsit aceste urme arheologice. Noi nu știm cum își ziceau ei, că n-au lăsat scris nimica. De-a lungul istoriei, mulți au vrut să fure acest... Ce faci, domnule? Art, you know, is not made... Cred că am prins Bulgaria. Art is made outside, where you see the sunshine. This is another project I made. It is called Circle of Life and Death with Society. And this is a dead dog inside the sack. And in, inside this other sack is a dead cat. And between them is society. And you see, this is neurons from cow. Stai numai puțin, stai. Așa, zi acum. De-a lungul istoriei, mulți au vrut să fure acest pământ binecuvântat, dar hăhăienii și-au apărat pământul și n-au dat la dușmanii, nici atâtica. Vezi ce faci, vezi, ai grijă acolo, că mă enervezi, acum dă-i. Hai mă, nu mai apăsa, tu știi pe ce apeși acolo. Da, domnule, știu pe ce apeși, liniștește-te. Păi dacă o să mă liniștesc, că uite ce ai făcut. Dar nu vreau să văd bulgar. And you put electric current and they move like this. But I don't have money for the electric current. Mr. Bill Gates, you are not an artist, but you are a capitalist and you have money. I am artist and I do not. So why don't you give me all your money and you be artist and I be capitalist just for fun. Bagă. Înfloritoarea civilizație hăhăiană era mai nobilă ca Atlantida și exact pe pământul pe care se află studiourile a avut loc geneza poporului român. Dacii și romanii purtau războaie grele. Mureau daci, mureau romani, era dezastru. La un moment dat romanii s-au prins. Mă, nene, nu putem să batem daci, așa că hai să facem un popor cu ei! Putem să vă batem, vitejilor, ce sunteți. Așa că avem o propunere. Hai să facem un popor. Cum să se numească acest popor? Vedem noi. Fraților, cum să ne numim? Crăcătoți! Nu! Melizigarzi! Ba, ferească, Dumnezeu, nu! Doloroiți! Nu, nu ne place! Nu, nu, nu! Nu, 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 nu! Români! Da, da, cine a zis? Nu contează! Toți suntem români!
Pe urmă au venit comuniștii. Hai, tovarăș, hai, tovarăș, hai. Ține stânga, tovarășe. Hai, la stânga. Tovarăș, partidul este de părere că nu sunt destule tractoare. Cred că ar trebui să facem mai multe trompete. Tovarășu, eu zic că mai bine facem tractoare. Și uite, domnule, pe ce loc frumos s-au apucat ăștia să facă numai tractoare și fabrici și să-și bată joc de pământul nostru binecuvântat. Dar camioanele astea aveau ele ceva special. Nu mergeau foarte bine, dar sunau extraordinar. This picture is... What do you think it is? Let me hear. Yes, it is a metaphor for sex. It is the man and the woman. Yes, I play with categories, but now I play ironically, but also is a man and a woman. And this is stamina of the flower, you know? This is symbol of pollinization. It is broken. Dar psihotronic bulgar! The man and the woman. They are broken in the half. They are two disjoint people. And they want to try to come back together. Maybe men with ass of woman and woman with ass of man, because categories are now like that. Tovarăș, tractoarele nu funcționează. Nu vreți până la urmă să facem trompete? De acord, tovarăș, să facem trompete. Și-au făcut trompete lungi și trompete de lemn cu cors. Și-au avut așa de mult succes trompetele noastre că s-au exportat până în Iugoslavia. Uite, domnule, cum se distrau oamenii pe trompetele noastre făcute pe pământul nostru străbocesc! Ce s-a întâmplat? Hai să luăm o pauză, că am obosit. Dom'le, de când ai plecat tu în America? S-au întâmplat aici niște lucruri extraordinare, domnul meu. În primul rând, rușii. În al doilea rând, masonii. Și în al treilea rând, francmasonii. Toți trei colaborează și controlează industria muzicală. Și conspirația asta mare a provocat așa zisa revoluție din 1989. Eu știu, domnule, ce a fost acolo. Uite, aici avem imagini de la revoluție filmate cu mâna mea. Eu le-am filmat pe astea, că nu poți să ai încredere în ce filmează alții. A fost măcel. Da, fabrica de trompete a prosperat fantastic. Uite ce mese dădeau ăștia de bucurie că au scăpat de comuniști. Uite-mă pe mine ce grătare trăgeam. Aici sunt cu nevastă mea, securistă nenorocită, că i-am citit dosarul. Pe urmă, fabrica de trompete s-a privatizat și s-a transformat, cum vedeți aici, ba într-o fabrică de conserve, ba într-o uzină chimică, ba într-o cherhana, ba în studiourile, ha-ha-ha. Trupe vechi, ca Phoenix, încă mai foloseau trompete produse dinainte de revoluție. Dar le foloseau și trupe noi, precum 3 Sud-Est, Casa Loco și băieții de la Paraziții, care erau cei mai buni suflători în trompetă. Suntem în direct. Iată, stimați telespectatori, cum sună muzica modernă a anilor 90. Îl avem alături de noi pe un tânăr foarte talentat, membru fondator al formației de muzică ușoară Paraziții, care ne va vorbi despre pasiunea lui cea mai mare, care este suflat în trompetă. Numele meu este Adrian Năstase și sunt membru fondator al formației Paraziții. Sunt un tânăr idealist, nu mă interesează banul, mă interesează numai trompeta. Eu și trompeta mea și prietenii mei cei mai buni. Am avut deja un concert în Slănic, Moldova, nu mă interesează banul, dar dacă tot n-o să meargă și n-o să meargă, poate mă bag în politică. Ăsta e tot materialul. Bine, Nicu, atunci am putea încheia documentarul cu un artist din vremurile noastre. Întinde-te tu, te rog, și apasă pe butonul ăla. Care ăsta? Ăla, da, da, așa. Unde-s pistoalele, unde-s pistoalele, unde-s pistoalele?